Un alt exemplar de bază din lotul de reproducție al maestrului columbofil, domnul Mihai Tița din Voinești, Dâmbovița. Este frumosul mascul din fața noastră. Ce serie are, domnul Mihai? 22-91-478 din 2011. Înțeles că e un porumbel care în decursul anilor v-a dat foarte mulți produși de calitate. Da. Și mascul și femele. Un porumbel la care țineți mult, știu, dar arată superb la mână, într-adevăr. Unul din rezultatele lui care mi l-a dat ca reproducător la marcă e locul 2 național, iar deci 9000 de porumbei la derbiul național Doneț și locul 4 matur plus iarnici, o femelă de un an de zile, care a zburat derbiul național. Super frumos mascul. Și anul ăsta la fel are 3 sau 4 pui zburați și toți sunt acasă și pot să spun că fiul lui de anul ăsta e cel mai bun la mine din crescătorie, cât am zburat eu 4 etape, 5. Așa are 3 sau 4 clasări, unul dintre ei, dar faptul că sunt toți acasă. Și a fost, da, a fost cu o femelă, așa cum mai spuneam în interviu anterior, la porumbelul din care i-am achiziționat din Ungaria, cu o femelă roșie, deci și cu ai mei a mers bine în combinație și acum și cu femela... Și cu sânge străin, să zic așa. Cu sânge străin. Și l-am văzut de la un pui de-al lui, dar anul ăsta de la antrenamente, că am făcut și două antrenamente cu mașina până la Buzău, a ieșit un argintiu. Femela fiind roșie, a ieșit un pui argintiu și l-am recunoscut, un argintiu deschis. Și zic, ia uite mă, și micuț de zile. Zic, ia uite-l mă, zic, a venit primul ăsta. Mă uit al doilea antrenament el. Și dacă acum, dar mă uit la el, are 3 sau 4 clasări. Da, și urmă l-am oprit, că fiind prea mic, l-am băgat fără să fie schimbat vreo pană. Și a venit. Și mai are încă un frate roșu, ca mama lui, care a fost pereche cu el. Și ăla iar are 3 clasări din ce am zburat eu. Și urmă îi pregătisem pentru unul din ei, îl pregătisem să-i bag la derby de pui. Dacă tot s-a amânat și vorba zilele astea să bage, nu știu dacă pot să-i mai bag, că văd că s-au schimbat penajele de 2 săptămâni de zile de când se amână. Au început să arunce mult după ei. Da, așa, păi dă-le mâncare că îi pregătești o săptămână, dă-le iar mâncare iar să pregătești o săptămână și a început să arunce. Și nu cred că n-o să mai bag, că n-are rost acum. Vremea se anunță și la sfârșitul săptămânii. Urâtă, da. Urâtă și cu pierderile astea anul ăsta am zis, lasă să fie aici. Dar da, vreau să-l prezint că el e nepotul lui Decebal. Super. Mama lui e Chipeșonă originală. Da. Și sora lui, semisora lui, a fost în expoziția națională la maraton extrem, în expoziția națională și tartul la prima ediție. Azi. A fost între primii 35 sau 36 de porumbei, așa, sora lui, semisora lui. Dar aceeași combinație și semi, da, e decât că era alt tată, mi se pare că la semisora, mamă, semisora, da. Și el, acum pot să spun că e unul de porumbel de bază. Chiar la anul, dacă am văzut și puii ăștia că mi-au venit bine acum și nu i-am pierdut în primul rând, nu zic de sosit, că nu se mai pune problema de sosit. Care a avut noroc și au avut porumbei de viteză, nu știu, au plasat și au făcut da, performanță. Dar faptul că nu s-a pierdut, asta contează în condițiile anului 2020 la pui. Da. Da. Un exemplar reprezentativ, într-adevăr. Și pot să spun că el e bunicul porumbelului care de la Câmpina, care l-am avut eu, acel albastru, care l-am prezentat. Aha, anterior, da. Da, anterior, primul porumbel care l-am prezentat și a clasat și a luat 3 puncte din 15.000 de porumbei la 800 de kilometri. E bunicul. E bunicul lui, da. Fiul lui e tata lui porumbelul albastru. Da, porumbelul albastru. Deci nu e... Nu e de nu e întâmplare, așa e, așa. Nu e o întâmplare. Gândește că și semisora lui a fost în expoziția națională și a zburat și primul tartu. Da, un exemplar foarte bine clădit fizic. Da. Are un tremur, așa. A rămas la matcă pentru că ca pui a zburat până la Dunavăț și la Dunavăț a venit cu sternul spart. Da, exact. Ai văzut. Exact. Și am zis, ăsta a fost norocul lui, că altfel se ducea. Ori făcea performanță, ori se pierdea. Că da. Pierderile sunt inerente, n-ai ce să... Da, dar e un mascul foarte puternic, să știți, da, îmi place, da, de el, bine clădit fizic. Da. Seamănă cu Decebal când era mai tânăr, un pic mai deschis, dar aproape e Decebal. Da. Fiul Decebal fiind tatăl lui. Super. Aveți la matcă, stați bine.
Păi la mat că n-am decât porumbei de care au zburat părinții ei cât a putut să zboare și restul decât să... 80% dintre porumbei de matcă cred că sunt din liniile noastre vechi, poate mai bine, da, nu? Da, da, da. Care au zeci de mii de kilometri zburați. Da, cu mici infuzii. Da, da. Super. Infuziile, practic, la anul trecut și anul ăsta. Am făcut și să vedem cum s-o comporta... Da, da, și am remarcat faptul că de fiecare dată, atunci când vă aduceți o pasăre, o infuzie în crescătorie, încercați să fie doar dintre porumbei campioni. Păi da, am din porumbei campionul Miriță Florin, al lui Cosmin Furnică și cei porumbei aduși care sunt original din, practic, da. Din da. Ungaria, care au o prelucrare genetică de zeci de ani de zile după timpul lui exact. Anker. Super frumos. Puternic. Da, foarte puternic. Puternic, strong. Deja are o vârstă și la anul o să-l împerechez cu două femele. E bine, da. E bine să-l încercați mai multe combinații, să vedeți... Da. Dar apoi vă aruncă de fiecare dată numai exemplare clădite excelent fizic. După cum e și el, uitați ce aripă are. Păi, în condițiile care sunt acum de zbor de un an, doi, și anul ăsta a fost teroare pentru toată țara. Eu așa zic, așa am pierdut și eu. Și nu... Dacă nu ai porumbei care au în spate origini deosebite de zburați cu kilometri, că... uite-te la el, are 3-4 pui toți acasă, cum e 24 a mea. Deci da. Porumbei care au zburat și părinții, și bunicii, și ei, în general, și numai așa pot să mai reziste acum. Înseamnă că ăștia au o biluță aia acolo mai dezvoltată și supraviețuiesc să întoarcă. Așa din toate bruiajele care le avem de partea de est a țării. Da. Gândiți-vă ce e în țară, la Deveselu, la Mihai Cogălnicianu, în Ucraina, în pe graniță, da, așa e. Așa și așa să zicem, astea sunt lucruri care ne depășesc, dar o să se selecteze porumbei care... Cei mai buni rezistă. Da, cei mai buni o să rezistă. Cei mai bine înzestrați rezistă. Da. Mai sunt și excepții, de ce să nu zic că sunt porumbei care au venit de la distanțele astea mari, au venit, am văzut la câțiva columbofili, că le-au venit aceiași porumbei. Un lucru și foarte bine au venit. Nu... Da, să selecteze, să vedem. Am de unde să selectez, să zboare. Dacă... Fabrica de campioni aici, în crescătorie, e alături. Da. Am spus că se pare că în țară au zburat cu porumbeii mei mulți columbofili aproape mai bine ca mine de un an, doi, trei. Fac norme la nivel național. Asta trebuie să fie o satisfacție pentru dumneavoastră. Păi da. Asta denotă încă o dată valoarea păsărilor pe care da. Le aveți, pentru că... Și faptul ce ia eu unde văd că e un columbofil mai care poți să comunici și să discute, îi spun, uite, îți dau perechea asta, indiferent cât îmi dai pe aia, îți dau pe asta, dar dă-mi înapoi. Da. Și un pui ca să vezi cum merge. Sau la unul care nu merge și văd că nu e, scoate tu doi pui de acolo, dă-mi mie doi pui să-i zbor eu. Da, să încerc și eu, da. Nu merg. Da. Și... Așa este. Cea mai mare bucurie e când aud că zboară bine în țară. Așa. Să zboară. Pe diferite rute, da. Pe diferite rute, deci nu sunt zone diferite de județul Dâmbovița. Deci tot ce... Da. Trasee, pregătiri diferite, da, așa. Da. Tratamente, altele. Da, alte tratamente. Îi pregătesc și ei cum îi pregătesc. Și uite, mi-a dat și mie trei porumbei, am adus până acum aici. Trei, parcă. A, și mai am doi. Doi și anul ăsta aduci de la Breaza. Ca să vezi, de la Breaza mi-a dat doi pui, la amândouă catastrofele ce a fost în asta de pui, îi am acum acasă și vreau să bag unul din ei la derbiu de pui, dar dacă nu o să zbor și cred că îl păstrați pentru anul. Îi păstrez pentru anul să-i demonstrez, dar el m-a întrebat, zice, îi mai ai? Zic, de ce? Zic, i-am. Au zburat, cum să nu zbor? Și mai am încă doi, la ăsta am cerut doi, că n-avea el bani, am văzut că stă mai rău și am spus, mă, uite, îți dau, ai cumpărat masculul ăsta de la mine, după licitație l-a cumpărat. Și am dat o femeie de la mine. Făi pereche, dar am dat doi pui. Mi-a dat doi pui și nu s-a pierdut niciunul la catastrofă. Iam aici în fruntea lotului de zbor de la pui pe 2020. Și la anul o să demonstrez că o să vadă ce o să zboare. Și ce să vede. Dar e mulțumit și așa că a zburat și el pui, două, trei etape și nu s-a pierdut nimic din ce i-am dat. Super! Felicitări, domnul Mihai! Mulțumesc! Mă ținem pumnii și... Vă dăm să obțineți la același rezultate frumoase și în anul următor. Toate cele bune! Mulțumesc! Cu stima!